Familia mea a fost o familie care am avut mereu ce să mâncăm, dar n-am avut condiții care probabil le-am dorit. Ne-am dorit de când eram mici. De exemplu, familia mea n-avea banii să-mi cumpăr o ghete, că să joc fotbal, mereu jucam de sculți sau împrumutăm de la un prieten. De exemplu, am început la 17 ani la Flamengo, la junior, și aveam ziua în care n-aveam bani de bilete, de transport, ca să ajungi și trebuia să stau acasă și asta m-a făcut să plec de acolo. Pentru că nu aveam condiții. Condițiile acolo erau adăugate doar la copii care erau din afară, din Rio. Și eu, cum eram din Rio, nu aveam condiții. Dar tu erai, de fapt, te-ai născut, din ce am citit eu, Nova Iguasu, undeva lângă Rio, nu? La lângă sud Rio, da. Dar cu 20 de minute din centru. Da. Cu 20 de minute din centrul Rio. 20 de minute. Dar problema că nu toți copiii au condiții și ei credeau că, cum suntem din Rio, era ușor să ajungem până acolo. Eu trebuia să plec de acasă mereu pe la 3:30, 4 dimineața, ca să mă antrenez la 10, să nu iau aglomerația. Aglomerația era prea mare. Faceam un antrenament, stăteam... Rio are cât? 15 milioane? 12 milioane? Spre 18, cam așa deja. Cam cât are România, toți sunt adunați la Rio. Nu aveam ce să mănânc după antrenamentul, pentru că aveam două antrenamenturi și eu trebuia să stau acolo în tribună până al doilea antrenamentul. Și apoi plecăm de acolo, prindeam aglomerația, ajungeam în jurul de ora 8, 8:30 noapte și mergeam la școală, pentru că m-am mutat școala noaptea. Stateam până la 10, 10:30 și iar a doua zi trebuia să mă trezesc pe la 4. Acum nu te superi că te întreb. Școală cât ai făcut până la urmă? 8 clase. 8 clase. Am putut să fac 8 clase doar. Bine, la voi e, cum să spun, un obicei ăsta. Da, termin repede cu școala când faci fotbal. Acum s-a schimbat puțin, dar pe vremea mea exact. Ori școală, ori fotbal. Ori școală, ori fotbal. Tatăl tău, despre care știu că a murit, la un moment dat v-a abandonat, adică au divorțat părinții. Da, de la când aveam 8 luni, cam așa, exact. Când aveau 8 luni, da. Tu aveai 8 luni. 8 luni aveam eu. Și tata a plecat. Da, și eu știam unde erai, mereu l-am căutat, credeam că... Adică vreau să știu de ce sunt exclus. Dar, de fapt, am aflat că nu era doar cu mine situația asta. Am mai mulți frați din partea lui tatăl meu. S-a recăsătorit tatăl tău? Sau a de mai multe ori. De mai multe ori. Și s-a recăsătorit, a făcut copii, plecai, iar se căsătorea. Să fii atentă, Cosmina, să nu faci și tu așa. Da, deci eu cunosc personal în jur de vreo 20 de frați. Personal cunosc. 20 de frați ai tăi? Personal. Mai am. Mai sunt unii pe care nu-i cunosc. Din partea tată, da. Și în 2014, când am fost în Arabia Saudită, m-am decis că, cu o săptămână înainte să mă accidentez, m-am decis că vreau să le arăt lui tatăl meu familia pe care l-au pierdut el, adică copilul și... Pentru că Derek acum are 9 ani și atunci... Să-ți trăiască. Când aveai, mersi frumos, când aveai vreo 3 ani și jumătate, întrebai cine e bunicul lui. Și am zis că le iau legătură și să ne vedem. Tu ai doi băieți, Derek și Anthony. Da, exact. Și am vrut să-i pun legătură, să-i vadă. Și eu cred că mi-am făcut un rău, pentru că tatăl meu a început să se apropie de mine din cauza că eram fotbalistă și... Începuse să ai bani, să... Da, și eu, dar eu tot cu inima deschisă aveam speranță că o să-l laud vreodată că mă iubește și n-am apucat. Când am început să ne înțelegem mai bine, a murit acum. Dar, Dumnezeu să-l ierte, dar a avut o meserie, dacă zici că a făcut 20 de copii... Răgigolă. Altfel, cu ce se ocupa? Nu, a lucrat cu mai multe crești, cu mai multe chestii, în construcție, mai multe chestii. Nu știam prea multe despre el, pentru că mereu el nu stătea într-un loc, el plecai mereu. De exemplu, acum am aflat ceva foarte amuzant. Când l-am sunat atunci din Arabia, am zis, o răspuns cineva la telefon, un copil, și a întrebat cu cine vrei să vorbești și am zis numele lui taică meu și am întrebat, tu cine ești? O zis, eu sunt Eric. Ah, ok. Și stai că-l cheam. L-o chemat pe tatăl meu, o răspuns la telefon și mi-a zis, salut. Zice, cine e la telefon? Și am zis, Eric. Și am zis, care Eric? Și am zis, ai uitat că ai un copil care se numește Eric? Și, de fapt, am două. Pentru că ăla care a răspuns era Eric. Era mic, era tot Eric. Eu și că nevasta lui, eu zis că nu contează că el are un Eric, vrea și ea un copil cu Eric și suntem doi Eric. Da. Bun, și maică ta, câți frați ai de la mamă, să zic așa? Doar o soră. Doar o soră. Doar o soră care azi lucrează în România. E la mine. Sora a venit și sora încoace. Da, am făcut actele și lucrează la mine la restaurantul pe care am. Că de regulă se întâmplă invers. Românii pleacă afară. La tine văd că cei de afară vin în România. E bun că sora mea și mama mea iubește aici și mama îți dorește foarte mult să stea alături de nepoții ei. Și mai încercăm calea asta. Și mama e acum aici, în țară? Mama a fost, înainte de pandemie, trebuia să plece în martie și, din păcate, a plecat numai iunie. Și n-am mai putut să întoarcă. Pentru noi a fost foarte bine, pentru că copilul meu cel mai mic a început să vorbească și el portughez, după mama. Și a plecat mama și am spus să nu plece, să rezolvăm să mă stea. Și acum plânge că e dor de mine și de sora mea. Acum e singură, săracă. Auzi, Eric, dar sincer, te gândești ca vreodată să mai pleci în Brazilia, no, să te stabilești? Deci aici va fi viața ta până la sfârșit. Asta din 2011-2012 eu deja m-am hotărât. Aha, am înțeles. Da. Când ai cerut cetățenia, vrei să spui, nu? Exact.